Peste o săptămână, românii creștini ortodoxi vor sărbători cel mai important eveniment religios, învierea Domnului. Pe lângă latura spirituală, botoșenenii pregătesc mese îmbelșugate. Autoritățile au demarat ample controle pentru a se asigura că cetățenii nu vor ajunge la spital cu intoxicații alimentare din cauza produselor neconforme. S-a verificat modul în care se obțin produsele de origine animală și nu numai. În perioada 5 martie, 7 aprilie, inclusiv sâmbătă, duminica, se vor efectua verificări în târgurile de animale ocazionale, în piețele agroalimentare, abatoare din județ, unități de tranșare, unități de procesare, unități de depozitare ale produselor de origine animală, precum și în unități de prelucrare, carmancerii, măcelării, depozite alimentare, precum și unități de vânzare cu amănuntul. Autoritățile sanitar-veterinare au dat atenționări asupra faptului că sacrificarea animalelor trebuie făcută în spații autorizate și s-au făcut informări atât la primăriile din județ, cât și la consumatori. Până astăzi, la Direcția Sanitar-Veterinară nu au ajuns solicitări pentru autorizarea unor puncte temporare pentru sacrificarea mieilor. Referitor la ouăle destinate consumului uman, acestea trebuie marcate codul producătorului și să provină dintr-un centru de colectare autorizat sanitar-veterinar pe produs, pe ou, fiind înscrisă valabilitatea. Cât despre ouăle vândute de botoșenenii care au găini în gospodărie, aceștia ar trebui să dețină un document de vânzare directă și un carnet de producător. În perioada 5-23 martie, DSVSA a efectuat peste 100 de controle în piețe, carmangerii și abatoare, dar și controle în trafic împreună cu oamenii legii. S-au aplicat 4 amenzi contravenționale, în sumă de peste 48.000 de lei. Controle au demarat și comisarii de la Protecția Consumatorului. În timpul controlului se va urmări în principal calitatea produselor alimentare comercializate, carne preambalată și produse din carne existente la comercializare. Verificăm starea ambalajelor, încadrarea în cantitatea netă declarată de producător, încadrarea produselor în data durabilității minimale, după caz data limită de consum. La sfârșitul ședinței de colegiu prefectural, câțiva profesori universitari au vorbit despre însemnătatea zilei de 27 martie 1918, momentul unirii Basarabiei cu România. A fost practic un moment festiv în anul centenar. Prefectul Dan Șlincu le-a oferit distinșilor profesori diplome de excelență.